Ne-am trezit cu o tipă super interesantă, se numește Florentina, să rămână, bună dimineața! Bună dimineața! Florentina Giona este consultantă în nutriție și wellness, ce înseamnă asta? Înseamnă că învăț oamenii cum să mănânce, da? Îi învăț cum să slăbească sau cum să se îngrașe în funcție de ce necesități au. Păi vine cineva la tine să te întrebe cum să se îngrașe? Da, sunt persoane care sunt foarte slabe și măi, cum fac să mă îngraș? Doamne, unde așa ceva? Da, ce tare! Dar la noi nu! Că noi din contră. Nu, am la înțeles? Voi am venit la noi. Scopuri. Cu ce scopuri ai venit, Florentin? Am venit să vă fac o rețetă afrodiziacă. Eu și fac rețete din mai multe ingrediente, vegane, ro-vegane, vegetariene, mai puțin cu carne. Diferența între vegan și ro-vegan care e? Diferența între vegan și ro-vegan este că cei care sunt vegani nu consumă niciun fel de aliment de origine animală, chiar și mierea este considerată. Ete, da. Acum și mierea e de origine animală. Păi ce se mulge, Albina? Da, o mulgi. Vai de mine. Astăzi o budincă afrodisiacă, asta ne-ai propus. Facem o budincă afrodisiacă, se face foarte ușor. Eu o să stau aici cu Vlăduț, o să... Treaba ta, ai văzut ce e în bucătărie, da? O să vă explic cum se face. Mai întâi spune-ne ce ingrediente folosești, ca să vedem dacă vrei să știm cum se face. Semințe de chia. Semințele de chia sunt foarte bune, sunt bogate în B-uri, au foarte multe vitamine și minerale. Semințe de chia? Da, de chia. Da. Acestea sunt tărâțe de ovăz. Tărâțe de ovăz? Aici avem miere, deci rețeta noastră nu va fi ro-vegană. Avem miere. Da, și ingredientul principal care ne lipsește este cardamon, care este la Vlăduț. Asta îl pun orientat în cafea, știu, da. Și se mai... Cardamonul este considerat sămânța dragostei. Ia auzi! Da, cardamonul ajută la... L-ajută și numele. La îmbunătățirea funcțiilor sexuale. Cine? Cardamon. Hai de mine, dă-și mie două pungi. Eu nu te-a sfătui pentru că se consumă cel puțin o semință pe zi. O sămânță pe zi? Da. Una singură pe zi? Da, sau cine are nevoie de tratament, nu lua, te rog frumos. Cine are nevoie de un tratament mai îndelungat pe disfuncții sexuale, atunci poate consuma 3 semințe pe zi, dimineața, prânz și seara. Nu l-am văzut decât pudră, n-am văzut până acum cum arată sămânța. Da, semințele tu, nu este o sămânță, că asta mai are niște bobițe în interior. Da, noi vom folosi practic bobițele pe care le băgăm în mojarul ăsta. Și pe care o să vezi că o să aibă o aromă foarte, foarte puternică, da. Bun, și cu ce legi prafurile astea? O să avem lapte, dar pentru că suntem în bucătărie, știi, avem bucătăria noastră internă și o să le legăm. Am cu lapte, ce? Da. Legi cu lapte, deci da. Budincă afrodisiacă pentru puberul, să-i spunem astăzi. Pentru puberul? Da. Okay. Uite, numai o secundă, să-ți dau să miroși. Spuneți, vă rog, domnul Dani. Am două întrebări. Aveți două întrebări, perfect, că m-am oprit la cardamon ăsta. Am două întrebări, da. Estimată domnișoară, foarte simple și sincere, zi. Ale unui băiat din bloc, adică da. Eu am trăit la bloc toată viața. Parter. 1. Dacă în toată povestea asta afrodisiace sunt doar semințele, de ce nu luăm doar semințele? Pentru că nu poți să le consumi împreună cu iubita ta, mergi și spui unde sunt, spui. Iubita ia și tu o sămânță, poate, știi? Am înțeles. Așa, pregătind o rețetă... Și atunci trebuie să o mințim cu... Asta e o prostie inventată de femeie. Da, știu, general, voi mințiți tot timpul, dar asta e o metodă mai drăguță. Mulțumesc. Adică îi faci ceva de mâncare. Și inelul, de-aia vreți să-l primiți într-o cutioaie, n-ați vrea să-l primiți exact. În mână. Exact. De cutia m-a costat mai mult decât inelul, Doamne ferește. Bun. Și întrebarea numărul 2. Ia să văd care e întrebarea numărul 2. Ai zis că există bărbați mai ales care nu mai vor să slăbească, dar te întreabă și cum să se îngrașe. Da. În paralel cu această poveste, poți să ne faci mâine, poi mâine, mai ales la intrarea în weekend, și rețeta cu efect invers al rețetei de astăzi tot pentru puberul? Da. Există da. De estompare, că ăsta e nebun, știi cum e? Să stau departe? Stai liniștită. Ok. Ok, da, pot să fac și asta. Există anumite ingrediente care te fac să... Să mai iei, nu? Da. Da, moale și pufos. Am văzut la reclam. Te rugăm mult de tot pentru puberul, pentru, dacă se poate, un dozaj de cal. Da, ok. Da. Florentina este de găsit și pe net. iubimsigatim.ro este site-ul unde ea activează. Fără atâtea emoții, mamă ce aromă. Da, Florentina, încă o întrebare. Dacă e atât de puternică sămânța asta, are efect și doar din miros? Da, vine să vezi. Nu, mulțumesc. Serios, chiar are. Eu deja simt de aici ceva de asta. Ok, da. Mă bucur. Și imaginează că am pus doar o sămânță, noi o să punem 4. No! Wow! Hai noroc, cum ar zice fumerul. Florentina este noua noastră propunere pentru aceia dintre voi care s-au
lămurit cum e cu... Înțelegeți? Și au trecut la... Răzvan, eu am o rețetă... Curaj. Eu am o rețetă de vis, o să o fac zilele viitoare cu cardamon împreună cu carne. E un condiment și... Atâta timp cât nu mai îmi puneți cardamon în cafea pentru că n-am băut ceva mai rău. Mamă, Doamne! Deci am crezut că am făcut clismă pe invers. Eu înțeleg că arome orientale... A fost mult prea mult. Oi, dă mine că am luat o stoaregii la... Vai de mine. Florentina Giona se apucă de treabă. Atacă, te-a oferit blăgit spațiu când și-a luat tigaie nouă și ne arată la tot. Știi, aici e ca în casă la femei. Prima dată vin așa și după aia se descurcă ele. Deci cred că o să mă... Ne place de tine? Ne place de tine? Poate așa să explică de ce dintr-un dressing întreg eu am două sertare? De toate, de toate. Apucă-te de treabă și te mai întrebăm pe parcurs. Colegul Dani, cardamon, n-ai mâncat? Nici gura nu-ți...